Unii dintre noi se nasc cu limba română în sânge și în ADN. Alții o dobândesc. Este și cazul invitatului nostru din această dimineață, excelența sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama. Bună dimineața, excelență, și mulțumim tare mult că ați acceptat invitația. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitația. Pentru noi e foarte curios să aflăm de ce dumneavoastră ați ales sau ați optat să studiați limba română, pentru că în Japonia este o tradiție bine instituită alegerea limbii vorbite în mediul diplomației. Eu sunt un diplomat de carieră și am intrat în minister când am fost foarte tânăr, împreună cu alți colegi care au reușit la examen de admitere ca să devină diplomații. Noi de obicei lucrăm la Tokyo, în centrala ministerului, un an și câteva luni. Și după care noi vom fi trimiși în străinătate, astfel încât fiecare poate să învețe o limbă străină. Pentru că noi trebuie să producem diplomații care pot să lucreze cu limbi străine. Și mai mulți sunt trimiși acolo unde se vorbesc limbii, să zicem, internaționale, începând din Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Spania și așa mai departe. Dar avem nevoie și de alții diplomații care cunosc și pot să lucreze cu alte limbi străine. Și în cazul meu am fost trimis la București și am ajuns la București în iulie anul 1981. Frumos. Și de atunci ați reușit să asimilați limba română, cultura românească, de ce nu? Prin ce v-a atras limba română? Ce v-a plăcut? Sunetul, gramatica, cuvintele? Sigur, aveți o limbă bogată în expresii și sună frumos. Totodată am fost tânăr, plin de curiozitate. Pentru prima dată am ajuns în străinătate. Sistemul de stat este total diferit. De aceea am trăit fiecare zi cu un interes foarte sporit. Și sunt sigur că încă mai tatonați terenul lingvistic al limbii române și învățați lucruri noi. Nu vreau să compar nici vocabularul, nici gramatica limbii japoneze cu limba română, dar vreau să știu dacă vi s-a părut complicat limba română sau care au fost dificultățile cu care v-ați confruntat pe parcursul studierii. Sigur, orice limbă străină trebuie studiată cu toată seriozitate. Și așa am pornit și eu, după ce odată ce am ajuns la București. De exemplu, în engleză, limba engleză, noi spunem I read a book, you read a book. Română. Eu citesc carte, tu citești o carte. Așa. Și chiar mai mult, dumneavoastră citiți o carte. Deci este o diferență. Nu țin minte de câte ori am repetat, eu citesc, tu citești, el citește, noi citim și așa mai departe. Deci conjugarea a fost o parte conjugarea complicată. Și, de exemplu, spunem beautiful in English. Însă, în română, spunem un băiat frumos, o fată frumoasă. Așa. Deci, peste tot o asemenea schimbare. Dar, după aceea mi-am dat seama că este vorba de expresii care sună foarte frumos. Îmi place tare mult să aud astfel de complimente în adresa limbii române. Atunci când se crește o nouă generație de diplomați, cu siguranță unul dintre scopurile de bază sau valorile care sunt inserate în acea generație este exact sporirea relațiilor bilaterale, relațiilor diplomatice dintre țările respective. Și aici aș vrea să ne oferiți mai multe detalii despre cât de fortificate sunt dialogurile între Japonia și Republica Moldova, care sunt activitățile elaborate în parteneriat și dacă sunt cu succes.
Da, într-adevăr, relațiile noastre au existat foarte bune. Prietenia între țările noastre este puternică. Pentru că imediat după independența Republicii Moldova, noi japonezii am încercat să construim relații bune, inclusiv în ceea ce privește asistența economică, pe care noi am continuat-o aproape în întreaga istorie relațiilor noastre. În același timp, mă bucur de faptul că există un interes sporit față de cultura japoneză de către poporul moldovean. Ne bucurăm tare mult să auzim acest lucru. Într-adevăr, relațiile bilaterale între Japonia și Republica Moldova sunt valorificate pe filieră economică, socială, culturală. Un lucru îmbucurător. Excelență, eu vă mulțumesc din toată inima că ați găsit timp pentru a veni în cadrul emisiunii Bună Dimineața să celebrăm limba română împreună. Sunteți cu siguranță un exemplu bun de urmat pentru foarte multă lume de acasă. Sigur că da. Consider că am avut noroc pentru că am fost trimis în România și ca să studiez limba română, limba națională dumneavoastră, cum am spus, o limbă bogată în expresie, limba care sună foarte frumos și sărbătoriți astăzi ziua limbii dumneavoastră. Vă urez o zi plăcută de sărbătoare și la mulți ani limba română și la mulți ani Republica Moldova. Vă mulțumim tare frumos pentru aceste sincere și călduroase urări. Vă mai așteptăm cu mare drag. Alături de noi a fost excelența sa, ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Yoshihiro Katayama.